Dezastru ecologic pe râul Șieu din Bistrița. Mii de pești morți au fost aduși de apă la mal, iar mirosul a devenit insuportabil spre oroarea pescarilor și a localnicilor din zonă. Din primele informații, se pare că vinovat de producerea dezastrului ar fi un afluent al râului. Marginea râului peste tot e numai alb de pește peste tot. Miroase de nu poți să stai pe marginea apei. Mai mulți pescari au alertat autoritățile după ce tot mai mulți pești morți erau aduși la mal de apele râului Șieu. Reprezentanții gărzii de mediu, dar și ai asociațiilor de pescuit din județ au luat la pas zona pentru a identifica sursa poluării. Este o poluare masivă, pur și simplu o deversare, fie accidentală sau intenționată, nu mă pot pronunța în sensul acesta. Râul Șieu a fost poluat pe o distanță de câțiva kilometri și din această cauză mii de pești au murit în ultimele 48 de ore. Concret, este vorba despre cel puțin o tonă de pește mort. Consider că la ora actuală râul Șieu este în proporție de 50% mort, din punct de vedere piscicol și a peisagisticii, a faunei, a vietăților care trăiesc în această apă. Inițial, comisarii gărzii de mediu și-au îndreptat suspiciunile către depozitul ecologic de la Târpiu, unde în urmă cu 3 săptămâni a avut loc o poluare accidentală, dar suspiciunile nu s-au confirmat. Din ultimele informații, s-ar părea că sursa de poluare a râului este un afluent al râului Roșua, care se varsă în Șieu. Autoritățile fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs dezastrul ecologic, valoarea pagubelor și vor stabili cine se face vinovat de producerea dezastrului de pe râul Șieu.